Cine vrea salarii ca afară, le găsește și în România. Pe lângă IT și inginerie, lefuri comparabile cu oferta din Franța, Germania sau Marea Britanie sunt și în construcții sau în menaj. Decalajele dintre salariați sunt însă enorme. 4 din 10 români sunt plătiți cu leafa minimă pe economie. Angajatorii de top din capitală conduce o companie de servicii software, iar salariile oferite sunt atractive și pentru români și pentru străini obișnuiți cu un nivel ridicat de trai. Noi avem în echipă oameni care sunt din afara României și care s-au stabilizat aici. Salariile afară sunt la același nivel ca și aici. Cine știe să lucreze în cele mai căutate limbaje de programare câștigă între 5.000 și 7.000 de euro. Mulți programatori pot lucra remote, astfel că pot avea și două joburi în același timp sau mai multe proiecte profitabile. Și în domeniul ingineriei sunt salarii mari, comparabile cu cele din străinătate. În medie, un inginer cu experiență poate câștiga între 2.500 și 3.000 de euro. Exemple de acest fel sunt multe, spun specialiștii în recrutare. Sunt chiar statistici oficiale venite de la Bruxelles, care spun, de exemplu, că nivelul de trai din București l-a depășit pe cel din Berlin. Da? Ceea ce e adevărat și a depășit nivelurile de trai din multe alte orașe, inclusiv joburile astea cu, să zic, calificare redusă. Bucătarii câștigă câteva mii de euro bune aici în România și cam la fel câștigă și în străinătate. Oferta salarială este tentantă și pentru posturi unde nu este nevoie de diplome peste diplome. Salariile în construcții încep și ele să se apropie de cele din Europa de Vest, pornesc de la 1.500 de euro pentru lucrătorii cu experiență și pot atinge lejer 2.000 de euro, motiv pentru care mulți meseriași s-au întors în țară. O menajeră sau o bonă poate să câștige peste 1.000 de euro pe lună, iar specialiștii în recrutare spun că în România angajații din acest sector au condiții mai bune de cazare și de masă față de alte țări din Europa. Reversul medaliei arată că 2 milioane de angajați din România abia câștigă salariul minim pe economie, sub 2000 de lei pe lună.